Vă salut! În acest video o să vă arăt câteva imagini și o să vă povestesc o întâmplare care s-a petrecut în primăvara lui 2019, undeva prin luna aprilie. Împreună cu un foarte bun prieten, am hotărât să parcurgem aproape 900 de kilometri în vederea achiziționării unui kit airline pentru CC-ul lui. Mai exact, am plecat la Istanbul. Undeva, aproape de ieșirea din Bulgaria, ne-am întâlnit cu un amic al meu, care locuiește în Constanța și care avea treabă fix acolo unde doream noi să ajungem. Un lucru foarte important pentru noi era acela că el știa să vorbească turcește, având dublă cetățenie. Am ajuns cu bine și nu am întâmpinat niciun fel de problemă pe traseu, cu excepția faptului că, înainte de a pleca din țară, am hotărât să lăsăm banchetele din spate, acasă, pentru a avea loc să luăm kitul în mașină. Fapt ce i-a pus puțin pe gânduri pe vameșii și turci, astfel încât au decis să ne bage la raze X pentru verificări amănunțite, părând puțin suspecți. Am ajuns destul de dimineață și am fost nevoit să așteptăm aproximativ o oră până să se deschidă magazinul unde aveam treabă. Nu știam că avea să ne aștepte o zi plină de peripeții. Imediat ce au ajuns băieții în fața magazinului, au început să râdă neîncetat, iar noi, uimiți, ne uitam la ei, ca să aflăm apoi motivul ce îi amuza. Faptul că mașina noastră era neagră, iar kitul îl vopsiseră alb. Partea obositoare abia acum începe. Nu aveau kitul la magazin, cum ar fi fost normal, având în vedere că știau că noi o să ajungem la ei, ci îl aveau în altă parte a orașului, undeva la 30-40 de minute de mers cu mașina. Ne-am sfătuit și am decis împreună cu ei să mergem să vedem kitul vopsit alb și să-l luăm așa cum este, fără să mai plătim contravaloarea vopselei. Zi și făcut, am mers la atelierul de vopsitorie să luăm kitul, iar când am ajuns acolo, am sesizat faptul că este incomplet. În acest moment, corăbile s-au înnecat. Kitul era vopsit într-o altă culoare și, mai rău de atât, nu era complet. Ne-am întors la magazin și am fost nevoit să așteptăm vreo 5-6 ore până ce au găsit un alt kit la un alt vânzător. De data aceasta, nevopsit, dar avea elementele ce îi lipseau celui alb. Mai exact, ornamentele de la proiector. În acele 5-6 ore de așteptare, turcii erau plini de veselie, iar noi dezamăgiți maxim. Atunci am realizat că noi românii ne consumăm prea mult pentru lucruri care sunt nesemnificative pentru alții. Nu se poate, bă! Cum vrea, cum o să... Băi, Chiopec, tu vorbești engleză! Uite aici, mochine uscate. Nu, mai gusta lumea, mai este... Rahat! Hai să luăm de aceea, Rahat. În Turcia. Du-te, mă. Bine, să nu mai iau nici kitul. De supărare. E bune. Cu toate că el pare calitativ, știi? Dacă nu au grilele alea, de ce să faci? Nu, cred? Dacă nu au grilele, nu s-au luat. L-am căutat și în țară, dar nu-l găsești. Nu-l găsești în țară. Nu-l găsești pe nicăieri. Doar noi ăștia l-am găsit. Dacă nici pe eBay nu-l găsești, vere. Nici pe eBay nu-l găsești. E bine că totul se trece cu bine, nu? Chiu, te-ai mai îngreșat. De stres. Cred că tu e singurul din nația asta care se stresează. Băi, Chio, măcar să ne duci, frate, undeva să mâncăm ceva calm. Băi, serios, să dar fie facem, ceva... Dar facem noi cinste. Da, nu contează ce și cum. Să fie bine, știi, măcar să zicem, bă, căcat, mâncarăm ceva. Da, dă-te rând 10 minute și mâncăm o masă. Hai, treacu' acasă. Măcar să iasă ceva bine, știi? La Grand Bazaar nu mai e. Bă, voi știți câți oameni dintre bară, frate, unde schimbăm și noi bani? Băi, mă, zic, bă, de... Băi, găsirăm într-un final un băiat tânăr, ok?
ăla știu engleză. Nu știu să zică nici left, arată stânga. Era și el probabil timid. Arăta în față și zis stânga. Și după aia... Ce mai vrei? Venea să mă duc să-l pun, bă, când vă zic că... De-aia alea în bancă. Întrebarea în bancă, dacă știu engleză, știu că nu. Între timp, cât am așteptat să ajungă celălalt kit, am încercat să schimbăm ceva bani, însă nu am reușit niciunde. Nimeni nu știa engleză, chiar și în bancă. Ne ziceau să vorbim muslim. Abia după vreo jumătate de oră ne-a ajutat un tânăr și ne-a îndrumat către un schimb valutar. Specific că eram undeva la periferia Istanbulului, probabil și de aceea lumea nu știa engleză pentru că nu era zonă turistică. După o gustare oferită de băieții de la magazin și un mic somn în mașină, a ajuns și kitul cel nevopsit. Deși când am plecat, ne propusesem să rămânem acolo o zi, două, după cele întâmplate, am hotărât să plecăm acasă fix în aceea zi. Înainte de a pleca din oraș, am mai întâmpinat ceva probleme cu plata taxei pentru autostradă, care trebuia plătită la poștă, unde de asemenea nimeni nu știa engleză și mai mult decât atât, formularele erau în limba turcă. În încheierea acestui video, pot să vă spun că atunci când am ajuns acasă, după ce am vopsit kitul și când am vrut să-l instalăm, am depistat faptul că și la acesta lipseau două elemente, cele încercuite în poza atașată.